Pediști, Andy Amirenoi aici, undeva în spate stadionul Giulești, e mai greu de văzut la ora aceasta, s-a întunecat, dar e acolo, e cel mai frumos loc de pe pământ în continuare și ne revedem pentru că, știți bine, e zi de meci, Rapidul nostru joacă în mai puțin de o oră la Ovidiu cu Farul Constanța într-un meci extrem de important, așa cum au fost toate. Din acest play-off venim după două victorii mari, două victorii care ne-au adus cele 6 puncte, evident, în clasament și care ne-au făcut să putem să ne gândim în continuare la calificarea în cupele europene în acest sezon. Dar e nevoie, evident, de încă un rezultat bun în această seară. Discutăm despre meciurile cu CFR și cu FCSB, despre meciul cu Farul, despre Rapid, deocamdată cu Bogdan Lobon, să l-am anunțat și pe Florin Motroc, vine un pic mai târziu, te salut Bogdan, bine ai revenit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Spui Cristi Săpunaru, spui Rapid. El e rapidist Nu din totdeauna. Mister Florin Motroc, l-am Vă introdus așa salut. ușor în În primul studio. rând, mă bucur din suflet că mă Te pot salut. lovi. Mi-ai făcut o surpriză. Voi și Ce mie să mi-a spun? făcut o surpriză, dar cine ne-a Dacă nu invitat? v-ați uitat pe Facebook să vedeți Nu, acolo, nu m-am apucat, nu m-am n-ați apucat. apucat să vedeți. N-am apucat și sunt tare bucuros că le revă pe lobby. Auzeam discuția voastră și vreau să mai completez apropo de Bătrân și Pălarie la Farul, un fundaș central care și are o vârstă. Și vorba aia că cine n-are bătrân să-i cumpere, eu cred că e încă valabilă. Vorbeați de modele, vorbea lobby de Săpunaru. Am crescut și eu pe lângă niște fotbaliști grei. Sandu Mircea, Cora, Țicleanu, țin minte că ne-am debutat la Sportul Studențesc. Din păcate, în ziua de astăzi avem din ce în ce mai puține modele. Și ăsta e un lucru care, așa cum spunea și lobby, trebuie să ne puțin să ne îngrijoreze. Nu vine, din păcate, din spate nu vine nimic care să poată să-i dea la o parte pe acești băieți. Și eu zic că pentru cei tineri, iară, este un mare avantaj să joace lângă niște jucători care încă pot arăta ceva și de la care e încă de învățat, în toate punctele de vedere. Și eu cred Te că... întrerup aici, Da. dar Rapidul are pe, cum îl cheamă, Cristi Ignat. pe Cristi Da. Ignat. Aici e decizia lui Adi, pe care nu Nu, pot el să o poate să comentez. crească de Da, toate, și dar crește, e și crește. frumos lângă, și lângă Săpunaru și Și lângă lângă Grigore. Dragoș Grigore. Exact, sunt de acord cu tine. Dar decizia lui Adi a fost în mare măsură și în mare parte să joace cu cei doi. Cu toate că, așa cum spui tu și celălalt băiat tânăr, eu cred că și el a arătat că oricând, dacă se apelează la el, poate face față cu brio. Unde mai facem, dacă tot am ajuns la modele și să zic jucători cu experiență, nu, ca bătrân ai cum să-i numești, bă, un Corect. jucător sau un băiat Ce au cum e jucat Cristi la... Martini, a jucat până la ce vârstă, Nu, Baresi dar până la ce zic, vârstă. n-ai cum Urma să să ajung și numești, acolo, că și în Italia am nu avut un ai fel cum de... să numești un jucător că e bătrân Chiellini, la 39 de ani. Bonucci. Da, e bătrân în sport, în fotbal, în comparație Da, e cu... jucător cu experiență. Exact. Da. Jucător cu experiență. Țin minte când eram la Rapid, da, de 97 când am venit, Jenci. Nu, Jenci era, avea 20 de ani. A venit la recomandarea mea. Sau 21 de ani. A jucat cu mine la Piatra Neamț, a debutat cu Da. mine la Ceahlău și la recomandarea mea a venit la Rapid. Și l-a dus Nea Mircea pe... Într-un vestiar greu. Da, pe Mircea Pe Rednic, Ioan. da? Și juca Jenci și Dădulca. Amândoi tineri. Corect. Așa au crescut, Pentru că l-am prins, că eram aici când da, am și plecat au la Piatra crescut Neamț. frumos, amândoi Veniți. au crescut lângă Mircea Rednic. Nu, în stânga era... Apropo de ce spui tu, În... vezi, lângă Da. un antrenor, să zic, lângă un jucător cu mare experiență. Și în spate tu, care atunci cât La aveai? fel, aveam Tânăr. 20 de ani. Vreau să spun 20, că aveai ce închizători 18 aveai, apropo, în perioada Era Lupu. Era Lupu, l-a dusese Nea Mircea pe Iftodi. Vezi, erau niște jucători buni Pe care erau și în fața Iftodi. apărării. Sezonul următor a venit și Neluțu Sabău. În dreapta mai era Nae Stanciu. Bine, mai juca și Nae, mai juca de central, dar Pe lângă campionatul niște ăla l-am... jucători cu experiență, vezi, poți să O implementezi să 2, bagi 3, și 4 copii, exact. jucători Și am cu avut valoare, că aveau valoare, că altfel nu tineri jucau. eram 4 sau 5. Corect. Eu, Jenci, Pancu, Pancone, Gumbea. exact. Eram acea generație. Bine, Jenci o generație mai Un pic mare. mai sus, da. Cine mai era? Bogdan Andone, care și el Corect. era Tânăr. tânăr. Deci au mixul ăsta de...
jucători cu experiență și cu anumită greutate și de jucători tineri. Cam asta pare să fie rețeta succesului, în mod normal. Asta ar trebui să fie. Nu poți să te lipsești de experiență, de jucători cu care sunt căliți prin fotbal și trecuți prin grele meciuri importante, dar în același timp nu poți să ignori ei. Nu ai cum. Tinerețea și viitorul. A, după aceea... Este dintre jucătorii care... Asta spune poate ceva și despre fotbal românesc, dar evident că n-ai cum să... Despre felul lui, da, profesionalismul lui, tot ceea ce ține de felul cum s-a pregătit, faptul că s-a ferit sau l-a ferit Dumnezeu de accidentări, asta arată iară că el a avut grijă de la o vârstă deja și Lobby și noi am trecut până în perioadele astea, ai grijă altfel de tine. Și știi să-ți mult mai atent. Dacă în tinerețe îți mai permis că recuperarea se face mult mai repede cât te ajută organismul, când depășești o vârstă trebuie să ai foarte mare grijă. Pe lângă experiența pe care o ai acumulată și grija asta în a te proteja și te-a recupera, te reface, contează foarte mult. Dar în același timp vorbeam și cu Onea, apropo de evoluțiile lui din ce în ce mai bune, cu Paul Iacob, a jucat și el o perioadă cât a fost Dragoș Vigor accidentat, despre anumite lucruri superficiale, aș spune. Hai să vedem primul nostru, ce am făcut introducerea asta. Ceva, apropo de ce vorbea Lobby, de mixul ăsta între tine și bătrâni, mi-aduc aminte în 94, după Campionatul Mondial din America, când am câștigat Cupa Ligii și ne-am calificat pentru a doua oară în Cupa UEFA, aveam în poartă Bogdan Păstelea, aveam încă mai jucat Fane, dar cu așa intermitențe Iovan. Eu jucând la mijloc, pe mine m-a ajutat foarte mult că aveam un Iovan în spatele meu și un Stelea. Stelea vorbea non-stop. Nici nu trebuia să mai fiu informat pentru că mă punea de în gură, de în teren, atât de mult conta faptul că mă ghida de în spate și la fel și Fane, Iovan. Bine, Fane era deștept pentru că el avea... Ulterior și eu cu Ienci am făcut la Piatonească, ce făcea Iovan cu mine. Îi țineam de în gură pe cei din fața mea pentru că contează foarte mult să ai în spatele tău niște jucători care să te ajute prin vorbă, prin comunicarea asta. Să știe când să ataci, când să n-ataci. Iar vezi, astea sunt de la experiența asta pe care o capeți în timp. Care nu poți să o ai la 20, 21, 22, 23 de ani. Foarte târziu vine. Să ai bine cuplul ăsta și mixul ăsta între bătrân, între ghilimele, experiență și tineret. Da, și Lobby a fost un portal vorbăreț. Da, încet, încet, cu trecerea meciurilor. Se scurtează timpul. Și noi am ajutat pe cei din fața noastră ca poziții să spere acum, pentru că dacă noi nu batem Clujul și nu băteam FCSB-ul, nu mai era lupta așa de animată. Chiar am intervenit, a fost o discuție acum câteva zile la undeva, am fost invitat la o emisiune din asta și comentam, intrase și domnul Becalin și am zis, e prima dată când trebuie să vă rugați pentru Rapid să bată. Zic, uitați că v-ați rugat toată, trebuie să mă mai rugați odată acum. De asta, ce spunea Lobby, lupta e interesantă acum, datorită faptului că Rapidul a făcut-o, eu cred, și cred că s-ar putea să o facă și mai interesantă dacă bate în seara asta la Faro. Până la urmă, Rapid... Rapidul s-a ajutat pe ea. Absolut, e partea a doua, da. Involuntar, cu mantinela, ca să spun așa, a ajutat și play-off-ul să fie mai interesant. Și o durere mare, noi să-i facem pe alții campioni, nu vreau să le dau. Da, putem să îi batem în minutul 94 după ce au fost date 3 minute de prelungiri și eventual să nu fie trasă bine linia acolo. Da, nu știu, vedem ce-o fi până la acel moment. Liniile alea sunt ciudate la noi. Nu știu cum vin la noi făcute. E tehnologia. Tehnologia. Camerele sunt puse prost, cred că nu știu. Până acolo, în seara asta, meci greu cu Farul Bogdan. Am văzut ultima dată, când am jucat, nu, el patrulea, nu știu ce am calculat, ultimul meci din sezonul regulat, i-am condus chiar la Constanța și ne-au întors. E una din cele două echipe pe care n-am reușit să o învingem de când a venit Adrian Mutu aici la Arlen. În primul rând vreau să completez pe Lobby legat de ceea ce se întâmplă cu Farul. A arătat cea mai mare constanță din acest campionat. Echipa cu cea mai mare constanță, dacă nu mă înșel, cred că n-au coborât sub locul 2 de când a început campionatul. Ceea ce arată că îmbinarea plăcutului experienței cu utilul, cu tinerețea la Farul a fost una extraordinară. Prin tot ce a făcut Gică, începând de la selecția pe care a făcut-o din vară, pe lângă filozofia lui de joc care dă roade, promovarea acestor jucători tineri, iară, care au calitate și s-a demonstrat în multe meciuri că acești jucători, precum Mazilu și mai sunt acolo câțiva
Am văzut numele, am scăpat acum. Borza, da, Grameni, care au făcut diferența în momente interesante de joc, jucători tineri, la care poate nu te aștepți, dar chiar au făcut diferența. Eu cred că pleacă într-adevăr, cum spunea și Robi, cu prima șansă, fiindcă sunt la mâna lor. Dar niciun meci nu seamănă cu celălalt. Mă întorc la ce spuneai tu și la ceea ce a arătat Rapidul, pragmatism și șansă, trebuie să fim corecți, pentru că fără șansă în viață și în fotbal, de multe ori nu prea poți să faci, eu știu, mare lucru. Și de multe ori, iară mă întorc, șansa ține și cu ori mai puternic și cu ori care își dorește mai mult. S-o faci o grămadă de lozinci, ce o faci tu. De asta spun că mulți au comentat și meciul nostru ultim cu CFR-ul. Într-adevăr, putea să fie 3-2 la un moment dat, dacă nu era Horațiu și nu era bara aia când mingea vine în spatele lui Horațiu la 2-1. Deci putea să se întoarcă 3-2. Dumnezeu a făcut ca noi să înscriem Pridungadi și să terminăm 3-1. Cu o repriză a doua în care am conservat rezultatul, am arătat o organizare extraordinară. Băieții au dat dovadă de o disciplină extraordinară în fața unei echipe care, culmea, până acum nu prea jucase, dar aici a jucat în Giulești. Paradoxal, dar vezi că degeaba joci dacă nu obții și 3 puncte sau nu se concretizează cu puncte sau cu victorie. De asta sper și în seara asta că băieții noștri să fie pragmatici cum au arătat în cele două jocuri și cu puțină șansă eu cred că putem să mai facem între ghilimele o surpriză astăzi. Da. Plăcută. Surpriză așa în... Dacă e să ne uităm la clasament, că ne-a trecut prin fața ochilor o știre astăzi, specialiștii în pariuri, booksterii, spun că Rapid are o cotă de 7 să câștige. Mie unul mi s-a părut o diferență foarte mare. Ok, Farul e pe primul loc, echipa cea mai constantă, cum ai zis și tu, Rapid, echipa care nu se descurcă grozav în deplasare în acest sezon. Dar în același timp, probabil un meci de genul ăsta nu poate. Și așa nu mă pricep cote și astea. E diferență foarte mare. Nu înțeleg de ce spun specialiștii. De ce ați ridicat? Care sunt în studio, care sunt cu firmele astea de pariuri, trebuie să ne spună. Dar în fotbal, nu știu, eu nu cred că totuși diferența este atât de mare. Cu tot respectul pentru pariuri ăștia care au dat cota asta pentru Rapid. Eu zic că meciul e acolo. E echilibrat. Meci de 1x2 clasic. Rapidul arată că este totuși într-un moment bun. Farul a profitat de multă șansă în multe meciuri. Trebuie să fim corecți. Dar mă întorc și șansa aia ține cu el care își dorește mai mult. Și eu sper că în seara asta noi mai e și problema spectatorilor, care pentru noi este a fost tot timpul un avantaj fantastic, în special acasă. În deplasări, din păcate, ne-am avut probleme. Dar acasă suporterii au fost numărul 12 sau numărul 1. Să punctăm și asta, că deși la un moment dat se părea că galeria nu o să meargă la meci, va merge galeria la meci. Vor fi doar 220 de suporteri, din păcate, că atâtea au fost biletele. Spunem, e nevoie și lui Liviu Ungurean, șeful galeriei noastre, e ziua lui astăzi. Exact. La mulți ani. Și cu siguranță se vor auzi. Se fac băieții un cadou frumos. Cei 220 de băieți ce Corsica, nu? Bocciu, șeful galeriei. Da. Da. Și asta voiam să punctez, că cu siguranță cei 220 se vor auzi mai tare decât restul de 4000 sau cât sunt acolo. Nu a crescut Moldovan, în schimb a crescut constant tot timpul. Acum nu am urmărit foarte atent toate intervențiile lui Salvatore, că ar fi să facem o comparație între el și Horațiu, decisive mă refer aici. Știu doar că, scuze-mă, te competez, Horațiu are cel mai multe super save-uri, spune Instat, adică minci care a fost gol. Asta niște chestii, că n-a fost solicitat foarte mult ca să poți să-i scoți în evidență anumite momente din astea Salvatore, pe când Horațiu a avut multe momente. Chiar dacă a avut câteva... Știi cum e? Am avut antrenori portari și de la Roma. Antrenorul istoric al lui Ranieri, Giorgio Pelizzaro, și îmi întreba într-o zi, zice, Lobi, știi cine e cel mai bun portar din lume? Mă gândesc, încep, te gândești prea departe. Nu. Zic, dar cine, mister? Ăla care nu ia gol, să știi. Nu ăla care nu ia gol. Ăla care nu are niciun șut pe poartă. Da, zic, păi mister, cum înseamnă că ăia care trag la poartă zic că sunt șchiopi? Zice, nu. Înseamnă că ăla din poartă își dirigează echipa în așa fel încât să nu lasează să-l tragă la poartă. Corect.
Bravo, da. Stai liniștit. Viața ușoară, exact. Dacă ar fi atât de simplu. Da. O, vreau să zic, dacă te gândești logic și iei și împarți, stai secvențele, nu? E simplu. Pentru că dacă tu îți dirigezi pe cel din fața ta și spui, știi că, te-ți dau un exemplu, de Ioniță, intră în interior și de la cozi, sau Sefer. Da. Asta trebuie să-i spui la cel care... Închide stângul lui. Sau închide pe dreptul tău. Și automat ai salvat un șut la poartă, ai salvat un plonjon, ți-ai salvat energie. Nu știu dacă ai văzut asta City, ai văzut? Nu, n-am văzut. Două pase înapoi a lui Mahrez pentru Gündogan, una dă în căpăcăciula de la 16 metri cotită lângă, bar în scurt, și a doua tot pas înapoi, numai că nu mai dă în scurt, dă în lung, îi plase lateral. Două pase înapoi din acea zonă unde iar neașteptat nu era nimeni să blocheze pasea. După care Guardiola se enervează că Gündogan nu face hat-trick la penalti. Da, ai partea. După ce meci a trăit periculos. Aproape câștigat. Da, ai partea. După ce meci a trăit periculos. Aproape câștigat. Bine, vorbim de alt nivel, apropo de cei ce-a lumii mai devreme. De, că joacă, nu, deci că băieții noștri joacă până la, poate zice, până la 40 de ani, la ce ritm de joc e dincolo, dacă vezi așa meciurile în paralel, e o mică mare diferență. Da, ăla e fotbalul la care vrem să tindem. Apropo că unii se plâng că intensitatea la un moment dat s-ar putea să fie un pic prea mare. Intensitatea? Nu, joacă foarte simplu, aici e problema. Da. Ea joacă din cât mai puțin atinge. De ce ți se pare că intensitatea e foarte mare în Giulești? Nu, mie nu mi se pare. Mie îmi place că intensitatea e mai mare în Giulești. Intensitatea, la ce te referi? Intensitatea. La puțină agresivitate la circulația de mici? Circulația e greu. Eu mi-aduc aminte când eram cu domnul Hizo, spunea, dacă până minutul 5 nu văd 20 de alunecări, vă scot, vă schimb. Păi dacă vedeai 5 contra 2 cum era pe Giulești, ne trebuiau săbii și scuturi. Eu zic că intensitate și agresivitate în Giulești. În sensul bun, este normal. E ceva inerent, pentru că e... torsida în spate, exact, care te împinge. Și pe aia ne uităm la meciurile din Anglia și vedem, uite ce intensitate. Și repet, nu compar nivelul tehnic, nu compar viteza cu care se joacă acolo, ci pur și simplu intensitatea cu care se joacă la maxim, e scânteni în orice clinci. Așa o să vedem niște meciuri din acelea de 0-0, cum a fost unul astăzi. Ne atingem. Fotbalul e sport de contact. E sport de contact. Mai a postat eu niște contacte din astea, am niște contre Ibrahimović, un fundaj central de a zburat, a făcut-o foarte că în aer. Higuain la fel când era la Napoli. Deci unde? Îmi sparg mingea aia. Mi-aduc aminte o contra, apropo de lobby, când am plecat la Piatra Neamț, primul meci, am jucat cu Rapidul pe Giulești. Eu fiind împrumutat, am avut o contră cu Pancone, am spart mingea la genul pe aia. Pe cuvântul meu, am filmarea acasă în meciul Ceahlău Rapid. Deci despre ce vorbim? Nu, tata, la minge sunt de acord. Și aia îți dă, nu-ți arată o duritate. Agresivitatea este benefică. Da, dar nu vorbesc despre... trebuie să te pregătești de felul ăsta, ca să poți să joci de felul ăsta. Ceea ce este recomandat. Da, am văzut mulți antenori, nu știu, poate lobby, poate mă contrazică. Eu am fost în zona aia arabă, aveam mulți antenori înaintea mea care protejau la miuțe să se intre în clinciuri. Și nu făceau jocuri din astea pe teren dus 2-2, 3-3, unde este o agresivitate fantastică, e marcaj, e dinamică și intensitate. Și evitau tocmai ca să protejeze jucătorii, să nu se lovească. Păi cum vine asta? Păi la joc cum faci? Explicați-mi. Și de-aia am vrut să-l întrebi pe lobby. La el, când se pregăteau la Roma, tot așa era, vă spunea, nu băgați alunecări că e pericol? Nu, băga niște materiale. Păi acolo se bagă, de fapt, cele mai tare. Păi nu, de asta spun. Nu se poate. Deci e vorba aia cum te pregătești așa joci, e clar. Memoria musculară rămâne. Hai să vedem și echipa Farului, ne-am lungit cu... Șumi gol acum. Legitimăm repede și marchează. Mai e, după Revoluție mai sunt Jean Vlădui cu 16 goluri în 94-95. Păi și Pancone? Atât, Pancone n-a ajuns acolo. Nu? Sunt 4 jucători cu atât de multe goluri. De la în anul când am prins locul 4, a venit domnul Hizo și a venit Stelea, a venit el, Jean. Dacă mai erau câteva etape, noi ne băteam și la titlul anul. Din păcate, n-a mai fost să fie. Și am pierdut în următorul sezon, am pierdut și pe Lupu și pe Bogdan Stea. Doi jucători care eu cred că dacă rămâneau în 94-95, ne băteam la campionat 2000 la mine. Adică aveam echipă foarte bună. Mai că, din păcate, au fost niște chestii... A fost un arici puțin în lume și i-am pierdut pe acei jucători. Era perioada aricilor. Da.
Te întreb când începe meciul. Da. Ca de obicei te întreb ce crezi că vedem scurt așa în prima parte, rapid. Nu știu, o primă repriză eu cred că detatonare. După aia nu știu ce se va întâmpla, dar eu cred că ambele echipe se vor aștepta una pe cealaltă. Cu toate că întotdeauna logică i-a plăcut să aibă posesia și să aibă inițiativa, însă eu cred că, așa cum spunea și Lobby, e frică de noi. Lobby, mergi cu goluri? Vreau cât mai multe goluri în seara asta. Să fie spectacol și să luăm 3 puncte. Eu nu vreau prea multe goluri. Mi-aduc aminte, ca paranteză, de Mourinho la niște antrenamente în care dacă dai peste 4-5 goluri oprea antrenamentul și scotea echipa 4 pe tăi. Sunt prea bine. Să fie totul bine. Ne oprim aici când începe meciul și se duc oamenii la televizoare. Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport. Să joace bine Rapidul și să ne revedem fericiți la pauză. Hai Rapid! E pauză la Ovidiu. Ați văzut probabil ce s-a întâmplat în primele 45 de minute. O primă repriză. Ce poate fi mai poate fi spus după aceste prime 45 de minute începute prost, terminate la fel de prost, 4-0 pentru Farul, și vorbim cu Bogdan Lobon și Florin Motroc. Florin? Ce pot să spun, să completez pe Lobby? Într-adevăr, am început prost jocul. Prost în sensul că acest pressing avansat... Florin? Ce pot să spun, să completez pe Lobby? Într-adevăr, am început prost jocul. Prost în sensul că acest pressing avansat, atunci când ți-l asumi, ți-asumi și responsabilități fantastice în momentul în care nu reușești să recuperezi mici atât de avansat. Se creează niște spații destul de mari între linii și apărarea are o problemă mare în condițiile în care este lăsată sau își lasă jucătorii care primesc și nu reușesc să blocheze acel pressing, să blocheze mingea din construcție. Echipa care pleacă cu construcția în speță Farul, reușește să joace pe cei atacanți, pe atacanți sau pe extreme în speță, cum a ieșit cu posesie pe Ali Bek la primul gol. Nimeni nu-l mărește pe Ali Bek, noi ieșim foarte avântat așa în acel pressing în secunda 44. Echipele astea care știu să speculeze aceste greșeli și aceste mișcări greșite în linia defensivă te taxează. Moraie și iese și el foarte avansat și exact în spațiul lui Moraie se joacă Ali Bek pe pasa pe care o primește Mazilo acolo. Și de acolo a fost o formalitate. Farul, într-adevăr, nu pot să spui că a fost o dominare copioasă, însă au fost foarte eficienți în ce au avut, cu încă două excepții și cu parada lui Moldovan. Dar ce au avut, au dat. Long Golden Corner, ciudat, o organizare defensivă la faza aia, la cornerul la Iurea. După care, ok, golul lui Săpu, golul ultim al lui Ali Bek pe greșeala lui Săpu, e o greșeală individuală. Se întâmplă și la Case Mare. Acolo Săpu trebuia să judece mai simplu mingea asta și să nu riște. Dar, din păcate, mă întorc, când faci cadouri de genul ăsta, ești taxat. Însă, eu cred că s-a greșit oarecum un pic, subestimând oarecum această capacitate a Farului de a juca. Au jucători cu calitate și dacă nu accepti adevărul ăsta și crezi că tu poți compensa prin avântul ăsta și prin elanul ăsta venit și pe fondul celor două rezultate foarte bune, riști să plătești. Să se întâmple ce s-a întâmplat. Da. Dar e o abordare diferită. Pe tocmai de-aia la cred că l-a băgat ca să blocheze puțin construcția și jocul lor în zona de mijloc, numai că din păcate n-am reușit totuși să blocăm. Și a venit golul ăsta ultim. E penalti aici? N-am... E un contact, e o atingere. Din păcate, genunchiul lui Horațiu îl atinge în tibie, în apărătoare pe Mazilu. Eu nu știu, aici Lobby poate să fie mai, lateral, mai spate, concret la explicație, dar eu cred că este puțin hazardat, părerea mea. Nu sunt specialist, n-am jucat în poartă, dar eu asta e părerea mea, că este puțin aiurea. Nu este o poziție, o ieșire și recomandată. Gol, și la penalti, și la golul 4, unde putea să-l ajute pe Săpu, nu?
Cred. Astea sunt de chestii de tactică. De asta mă întorc și spun că și la portar e valabil tehnică și tactică. Ține de, aici ține și de, și de tactică. Alergarea pe care o faci într-un, într-o situație de genul ăsta. Poziționarea lui, nu? O, e tactică. Da, e asta spun. El oarecum este și la golul 4, este ciudat. Unu contra un cu adversarii. Acolo, la golul 4, Balibec lovește mingea prost. Îi dă și prost. Și are noroc. Înainte, la 1-0, cumva farului, fără să scuz jocul Rapidului sau să iau din meritele farului, farul pare că e în seara aceea în care iese tot. Pentru că am văzut la un moment dat o pasă a lui Luis Munteanu dintr-un stâng în dreptul, îi dă o pasă lui Alibecu Călcăiu, dacă nu, cumva la faza aia ce a fost bară. Ai niște, da, marca albu imediat la asta, două minute după da? Penalti. Acum analizam cu totul și totul altceva. Da. Asta e fotbalul. Cum, apropo de ocazii de sărăzbună, în loc să fie 1-1, am luat gol. Așa este. Da, mă întorc și repet, cred că un 7-4 la pauză era scorul care nu trebuia să mire pe nimeni. Și nu cred că vrem să fim nici în pielea lui Adrian Mutu, pentru că l-am văzut frustrat, supărat, nervos, e normal că nu prea înțelege ce se întâmplă. Păi nu înțelegem nici noi, de asta spun, nu știu cum. Pe banc ești legat de mâini și de picioare, pentru că nu ai cum să intervii tu în situațiile astea. Ok, poți să intervii cu o schimbare. Două, dar lucrurile greu să se schimbe. E destul de greu, mai ales la rezultatul ăsta și jucătorii pe care îi aduci și îi bași trebuie să vină cu un plus, știu, să vină cu ceva. Te gândești, e același 11 care a început și cu FCSB și cu CFR, par alt jucători în seara asta, par. Lipsește nebunie de pe Giulești. Asta a fost pe seara aceasta, s-a terminat meciul de la Ovidiu cu un scor pe care, sincer, nu țin neapărat să îl spun, dar asta este. Mergem mai departe, discutăm scurt și la obiect tot cu Bogdan Lobon și Florin Motroc despre o seară pe care vrem și trebuie uitată, cât mai repede. Trebuie uitată imediat. E frustrant, e dureros, e greu de înțeles, poate. Mare diferența, Florin, în seara aceasta? Rezultatul spune că da. Din păcate, e dureros, e o înfrângere dureroasă. Apropo de ce zicea Lobby, acum mi-a fugit așa și mie gândul când vreodată am apucat jos să iau bătaie cu de genul ăsta. Dar chiar cu Rapidul mi-am adus aminte acum, în turneu în Anglia, după ce am terminat pe locul 4, domnul Mircea Pașcu a aranjat și am avut două meciuri amicale cu Leicester City, care tocmai retrogradase din prima ligă din Anglia, și cu Aston Villa. Am bătut Leicester-ul 3-1 și la 3 zile am jucat cu Aston Villa. 2-0 la pauză, s-a dat 7-0. Mi-aduc aminte, la un moment dat, domnul Hizo striga la mine, era mingea pentru o altă parte și vrea fă ceva să-i mingea. Nu mai găseam mingea. Da, în fine, facem puțin haz de necaz. Eu cred că s-a greșit cumva a interpreta jocul farului și, așa cum ai spus și tu foarte bine, din păcate cam tot ce au avut ei au cam dat. Au fost multe nesincronizări în apărare, multe lucruri pe care nu prea le-am văzut la băieți din punctul ăsta de vedere al organizării și al disciplinei defensive, și în seara asta aceste greșeli au fost taxate imediat de către cei de la FAR, din păcate. Aproape la fiecare greșeală de genul ăsta am fost taxați. Au fost primii la mingi, au centrat mai repede, mai precis, în fine. A fost o seară neagră, din păcate, pentru noi. Lui Alibec le-a ieșit tot. Și dacă n-au avut noroc că au scos astfel de execuții spectaculoase... I-am ajutat și noi. Deci una peste alta a fost un meci nereușit total. Multe greșeli care, așa cum am mai spus, mă repet, din păcate,
când ai de o echipă cu calitate și cu jucători cu calitate, te taxează imediat. Și astăzi le-au și ei și toate greșelile astea au fost taxate imediat. Da, din apărarea aceea, cea mai bună la un moment dat din, din Superliga. Așa este. Chiar comentam câteva emisiuni în urmă când am mai fost invitat la tine și spuneam că din punctul de vedere o echipă puternică care trebuie să se bate și își dorește să se bată la trofee și la titluri, repet ce spunea și Ferguson și a preluat-o și Mourinho, apărarea aduce trofee și atacul aduce victorii. Și chiar lăudam apărarea și jocul defensiv al Rapidului, care dădea siguranță, dădeam un gol, câștigam. Așa cum a zis Lobby, că el a văzut și meciul celălalt, cred că abordarea a fost una destul de curajoasă astăzi și cred că pentru treaba asta noi am plătit. Asta e părerea mea, mă poate supăr pe unii, dar eu asta... Da, până la urmă, erau la un moment dat unii care și-ar fi dorit să vadă un Rapid mai ofensiv. Suporterii vor fi supărați, deși am văzut în seara aceasta 94 de minute cât a durat meciul, l-am văzut cântat. Galeria acolo în spate, a cântat din minutul 1 până în minutul 94, nu e o surpriză. Tot timpul a fost așa. Exact, nu e o surpriză, dar chiar și într-o seară ca asta care se întâmplă odată la 10 de ani, n-am apucat să găsesc sau să caut. Nu a mai fost meciul, ce Liverpool a luat, câte a luat? 7 și ei au luat. Da. În istoria modernă a Rapidului nu s-a întâmplat. Nu s-a meci oficial, am luat noi când am jucat în amicală, în 94. Probabil că am luat 7, nu știu, prin anii 40. Nu știu, mi este greu să... Poate voi vă descoperi. Trebuie să te uiți pe... Trebuie căutat adânc. Trebuie căutat extrem de adânc, dar, nu e relevant. Dar... Sunt accidente, așa cum a spus voi. Eu așa aș vrea să consider. Nu poți să dai 7 în fiecare săptămână. Și nu poți să iei 7. Sau poți să iei 7 și asta e partea a doua. Dar... Hai, cam... Bine, respectăm puțin proporțiile, cam aceeași chestie ce a pățit Farul la Hermannstadt înainte de întrerupirea campionatului, când au pierdut 4-0. Cam. Da, e seara aceea în care... Cam acolo ești. Care nu funcționează nimic. Cine? Botoșan de la Far. Da. A luat 8. Da? Au fost. Da, sunt momente și momente. Din păcate... Mai prins și Serbia. Da. Nu. Dar nu mă așteptam. Noi ce vorbeam, dacă îmi spunea cineva... N-avei cum să te aștepți niciodată la un astfel veneam de film. După două momente bune de tot. Adică vii cu un moral bun, cu încredere... Așa cum spunea Lobby, totuși am jucat cu Farul, se cunoșteau și ambele echipe, unele pe altele, foarte bine. De asta spun că undeva a fost un scurt circuit. Ceva s-a întâmplat pentru că, ok, poți opri și pe ghinion, dar totuși sunt multe goluri primite. Sunt 7. Dacă e să te duci să sap mai adânc și să iei din spate... Nu știu, declarațiile cu lupta pentru titlu sezonul viitor în ceea ce s-a văzut în seara aceasta, că trebuie 11 transferuri dacă e să, dar nu trebuie să te iei după meciul din am mai văzut, nu știu, echipă precum Liverpool luând 7 prin deși ne-a luat 7 cu Roma de la Bayern München, așa că nu e, le putem spune bine ați venit în clubul celor 7 cu Roma de la Bayern München, așa că nu e, le putem spune bine ați venit în clubul celor 7. A luat și Germania la mondiale. Da, și Germania Brazilia, la mondiale cu Brazilia. Se întâmplă. Așa e când te deschizi și cauți să joci foarte avântat. Noi am început meciul destul de avântat, aici a fost problema și în momentul în care te deschizi de maniera asta, astea sunt rezultatele. În momentul în care dai de două echipe care se deschid și caută să joace, creând spații... Una e mai inspirată și are și... Bravo, intră la una, nu. Dar cam ăsta e deznodământul. Când vezi scoruri mari, te gândești imediat, s-a jucat deschis. Mă opui numai pe greșeli individuale. Că mai stăm între golurile astea, vezi, mai apare și câte un sughiț dual, din păcate. Dar, cum anticipam de la început, că sunt două echipe care vor juca atât Rapidul cât și Farul, într-adevăr, am fost preocupat să jucăm, dar am plătit pe anumite momente în care, în momentul când am pierdut mingea, eu știu, am fost total de inspirați. Tu, Gangici, marchează golul 20, trebuie să consemnăm și asta... Da, publicul are un rol fantastic și au nevoie băieții să fie puțin, ajutat să treacă peste momentul ăsta.
Pentru că, până la urmă, asta a fost un joc. Mergem înainte și spunea lobby, avem, putem să tragem niște concluzii. Cei care sunt în măsură și care sunt răspunzători de tot ceea ce ține de viitorul echipei, trebuie să fie foarte atenți pentru ceea ce vor să pregătească pentru următorul sezon. Pentru că din meciurile astea poți să tragi niște concluzii și să vezi cam ce s-a greșit, ce ai de reparat, dacă poți să repari, dacă nu, trebuie schimbată piesa. Și ca să poți să te bazi la titlu, așa cum am văzut declarațiile celor care conduc clubul și echipa, trebuie să arăți o constanță, nu poți să ai fluctuațiile de genul ăsta, azi pierzi, mâine câștigi, nu, cu o echipă care nu are constanță, nu poate să emită pretenții la câștigarea campionatului. Și acum a avut farul în sezonul acesta, absolut, surprinzător sau nu? Lobby a jucat la echipe care s-au bătut la titlu și la trofee. Eu, din păcate, n-am avut șansa asta. Noi am fost mai muncitori, mai pe muncă. Dar nu e ușor. Când te bazi la trofee, trebuie să știi ce fel de profil de fotbaliști aduci și să reziste la presiunea asta din Giulești iară. Și atunci eu cred că se poate spera că se poate face ceva. Pas cu pas, piesă cu piesă, cărămidă cu cărămidă. Și răbdare. Răbdare, pentru că Rapidul de astăzi este o echipă tânără, ținând cont că acum 4 ani erau în Liga 4, nu? Sau 4 ani, 5 ani. Mai în urmă, da. Era în Liga 4, zic Rapidul de corect, astăzi. Corect, ce știu, Rapidul tânăr. Perfect, corect, ai dreptate, nu, ce spui. Rapid, da. Reload. Vrând nevrând, da. Trebuie să ai răbdare, să le faci cu răbdare și în drumul pe care îl parcurgi, ai parte și de episoade de genul acesta. Așa? E important cum treci. Da. Ce înveți și cum treci, pentru că evident că nu e ușor. Domnilor, vă mulțumesc. Ne pare rău. Nu a fost seara pe care o așteptam, dar vor veni altele în care vom fi. Ne bucurăm. Cu siguranță, sunt convins. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și vă, dragi rapidiști, nu e un weekend fericit, dar să sperăm că va fi cel care urmează, vineri de la 20:30. Ne vedem pe Giulești, să mă încurajăm pe băieți.